valabil sau peste 2 ani. E posibil ca aceste persoane să se mute tot în cadrul Uniunii Europene. Deci, atât, se mute, dacă în Turcia situația se va acutiza, dacă Turcia se va radicaliza cumva, nu se știe. Noi suntem aici într-o poziție destul de spinoasă. Cam cum am făcut rău istorie, suntem în zona între Rusia și Turcia. Deci dacă aceste lucruri se vor radicaliza, dacă relația cu Turcii, cu Uniunea Europeană, iată, de nou necunoscută, care va lua în mod negativ, este foarte posibil ca noi să devenim ceea ce am fost și în istorie, o rută de tranzit. Dar, dincolo de acest lucru, s-ar putea să devenim și o țintă, atâta timp de persoane provenite din această zonă, nu se vor putea stabili în altă parte. Nu știu, o să vedem ce se va întâmpla. Oricum, pentru a putea face față, e bine să ne gândim de acum. Iar principalul lucru, dincolo de măsurile administrative care se pot lua, este de a încerca să ne gândim la un mecanism de armonizare culturală. Și, în primul rând, de a începe să încercăm să cunoaștem puțin islamul, pentru că, iată, eu vorbeam studenților mei aici, aici, din păcate, asta e o situație în Moldova, în partea de est a României, vorbeam cu ei și ori dacă le-aș vorbi despre musulmani, ori dacă le vorbeam despre marțieni, interesul era același. Nu interesa. Era mult mai important de problemele locale, regionale și așa mai departe. Ei bine să ne angrenăm un pic, să ne gândim că nu suntem chiar singuri pe lume. Și în momentul în care, știți, e o situație un pic cam ca la inundații. Dar știm că vine, că poate să vină apa și când vine, ne inundă casă. Și spunem, Doamne, uite că mi-a inundat casă. Înțelegeți? Cam asta este și trebuie să fim un pic, am văzut și realitatea internațională. Suntem într-o Uniune Europeană, suntem membri ai NATO și nu numai că suntem membri ai NATO, suntem la frontiera unui posibil conflict, pentru că dacă nu vom avea un război în următorii 5 ani, e foarte posibil ca în acest deceniu să existe un război. Ori noi suntem aici, suntem pe frontieră. E bine să fim un pic mai ancorați în realitatea internațională, pentru că totuși nu suntem siguri. E un grup, e un grup micitel, dar e un grup totuși. Sunt 7 miliarde de oameni. O, situația se poate schimba în orice clipă. Deci ar trebui gândită puțin această armonizare culturală. Să încercăm să știm câte ceva despre ei, mai mult decât clișeele și stereotipurile care circulă în Iași și încă de timpul vechiului regim, unde arabii de foarte multe ori sunt asimilați cu romii, dar asta este. De foarte multe ori, limbajul străin, deci trebuie să renunțăm la clișee și la stereotipuri. Și să ne încercăm să construim un mecanism care să poată fundamenta crearea unei instituții de acest gen. În scopul unei armonizări culturale, legislative. Iată ceea ce se întâmplă în țările nordice, în special în Norvegia, este un exemplu bun. Norvegienii, sigur că și eu primit un număr destul de important de migranți. Ei au spus așa, dincolo de armonizarea economică, socială, trebuie să avem în vedere armonizarea culturală și legislativă. Asta. Oricum o să vedem cum mai evoluă situația. Și sper să fie bine, dar nu știu dacă...